Sau și eu am găsit la un nou joc pe canal, ăsta se numește The Park. E un joc horror, care abia a apărut pe Steam și am zis că merită să încercăm măcar un episod să facem, să vedem despre ce e vorba. O să apăs New Game și vom vedea. Momentan facem un singur episod, vedem dacă vă place. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai face pe urmă episoade. Dacă nu, rămâne un singur episod. Din câte am zis, ideea cu jocul ăsta e că nu e un horror de la în care ții o armă și împuși totul. E un horror psihologic, adică se joacă cu mintea ta. Și o... are mai mult story decât... decât alte jocuri de acest gen. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. E vorba de un parc de distracții. Care cred că e bântuit sau ceva. Oh, grafica e foarte bună. Folosește Unreal Engine 4, dacă vă întrebați. I haven't seen Mr. Bear, Callum. E vorba de o mamă cu un fiu? Din ce am auzit din ce am înțeles de pe Steam, e vorba de o mamă și un fiu. Noi jucăm ca mama copilului. Și copilul se pierde în acest parc de distracții. Și pe aia trebuie să te duci să-l găsești. Dar parcul de distracții e bântuit. Nu știm încă nimic de ce sau ce s-a întâmplat. Grafica e foarte bună. Interact with objects in the world. Deci putem să interacționăm cu click-ul ăsta. Deci noi am ajuns la parcul ăsta și vreau să mergem cu copilul nostru aici, dar din păcate e închis. Aparent nu merge... invers? Asta merge învârtit doar într-o parte, deci poți doar să ieși, nu te lasă să intri. Hai să mergem la birou de informații, văd că e cineva aici. De ce e parcul ăsta închis? Bă, până acum e interesant joculețul. Bă, ce se întâmplă? E ceva probleme. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. What? Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop. I think your boy just ran into the park. Ok, am să sac măcar e faza. Faza e următoarea. Mama și cu fiul au fost în parcul de distracții, el și-a pierdut jucăria și acum a fugit înapoi, el a fugit în parcul de distracții. Și noi nu știm unde e acum, a fugit să-și găsească jucăria. Uite-l, stai pe loc, fiule. Ok. Îmi plac culorile pe care le-au folosit în joc. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. Ah, uite, poți să-ți vezi și corpul. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. Wait for mommy, Callum! Over here! Have a safe journey home. Problema e că parcul se închide. Și se întâmplă ceva. What the fuck? Oh-oh. Deja se aude un râs ciudat. Ok. Oh, nu. Cred că ăsta e unul din cel mai mare coșmar al meu. Să fiu într-un parc de distracții bântuit. Pe timp de noapte. Holy fuck. Vino, Callum, încoace. Callum, stai pe loc. Uite, unde te duci acolo? Ce vrei tu să faci acolo? Vino înapoi. Doamne, Unreal Engine 4 e un engine atât de superb. Come back. What the fuck? Nu știu de ce s-a întâmplat chestia asta dintr-o dată. S-a schimbat atmosfera complet. Callum, unde ești? Where are you?
Examen sure. Sau shu. Și a pierdut papucu. Ah, interesant, poți să examinezi chestii și după cum vedeți, asta e mascota. O să vedeți și în thumbnail-ul videoului. Ok. Handwritten note. Ok, nu o să stau să citesc chestiile astea. Dacă vreți, puteți să puneți pauză la video să le citiți, dar... bănuiesc că îți oferă un pic de extra poveste. Ce mă? Callum? Mă, da, copilul ăsta chiar n-are nicio frică, adică... e super creepy zona asta, eu n-aș vrea să fiu aici. Callum, stay where you are. Oh, shit, asta s-a dus cu bărcuța. Eu n-am bărcuță. Am, ba da, am. Holy shit, intrăm într-o zonă. Știți că mai sunt zone de-astea? Și sunt horror, bântuite, nu bântuite. Sunt mai costumat și astea, dar... dacă ați fost vreodată la un par de distracții. Ok, ne urcăm și noi aici. Oh, Doamne. Chiar îmi place joculețul. Am înțeles că nu e foarte lung. E ceva de genul o oră sau două, deci în câteva episoade îl terminăm. Deci dacă vreți să-l terminăm, o vom face. Momentan atmosfera e foarte creepy, dar nu mi-a sărit nimic în față. Dar mă aștept. Mă aștept în orice moment. Nu mă lasă să mă uit decât în față. Mă simt exact ca în Casa Groazei. Dar fix ca în Casa Groazei. Near a great forest, there lived a poor woodcutter. Holy shit. His wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Am vrut să dau enable la subtitrări, dar nu... n-am găsit opțiunea asta. The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband. We will take the children into the thickest part of the forest. Oh, leu, Doamne, ce... atmosfera e așa de tensionată. Încât până și hopul ăla mă sperie. Hansel and Gretel. Callum, unde ești? Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. E Hansel și Gretel povestea. Gathered white stones from the ground to fill his pockets. Holy shit. Ce e aia? E ceva acolo, nu știu ce e. Da, e veverița aia. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food. No! Uite veverița aia cum se uită la mine. Oh my god. Ăla trebuie să fie acolo, eu nu cred. Oh my god, uite cum se uită la mine. Fuck, pleacă de aici. Pleacă, veveriță. Mă, deci intrăm în rămâna pe mouse. Și nu e nimic... scary, nu mi-a sărit nimic în față încă. Că merge chestia asta mai repede. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Hai, bagă viteză. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Oh-oh. Oh, shit. E experiență narrativă mai mult. Adică îți spune povestea și tu stai și te uiți la ea. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Dar unde e copilul nostru? Asta e întrebarea. Pentru că eu nici nu mai văd, l-am strigat și nu mi-a răspuns. Și mi-e cam frică pe aici. Fuck. Hai mai repede. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Interesant că poți să-ți vezi caracterul
Eu multe jocuri nu te lasă. Și ce poți să-ți vezi corpul? Oh my god. Sper că nu o să ne întâlnim cu vreo vrăjitoare pe aici. Cu vreo prăjitoare, mai bine zis. Adică nu mai avem mult și ieșim din chestia asta. Calum îl cheamă pe copil. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Okay. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children. Interesant și. Lumea plătește bani să stea în chestia asta și să vadă asta pe perete. Măi, cât de încet merge chestia asta. Oricum jocul îmi controlează asta, eu nu pot să fac nimic acum decât să mă uit. Oh my god, ce-a fost asta? Oh, the fuck, ce-a fost asta? Nu mă așteptam. Mi-a sărit mâna de pe mouse. Fuck. Calum, mai ești pe aici cu noi? Văd ieșirea. Cred. Da. Cred că e un motiv pentru care ne spune povestea lui Hansel și Gretel. Au zis și o poliție pe fundal. Nu e din joc, e din fundal. Ok, și ieșim undeva acum. Bine, cred că toată lumea știe povestea cu Hansel și Gretel. What the fuck? Nu cred că așa era. Copiii nu au mâncat What? Că copiii nu erau canibali. Ok, asta e din ce în ce mai creepy. Oh, what the fuck? Nu, mă uit în altă parte. Pleacă de aici. Ok, vreau să ies cât mai repede de aici. Vreau să ies. Lasă-mă să ies. V-am zis, e un joc care se joacă cu mintea ta. E genul ăla de horror psihologic. Bun. Am ieșit de acolo? Da. Voi vedeți că e normală asta, adică n-are nimic. Dacă s-a întors și s-a uitat la noi, și în primul rând aia nu se întoarce. Capul lui aia nu se întoarce. Deci s-a întâmplat ceva. Calum! Hansel and Gretel. I used to read it to Calum when the electricity was shut off. E citat lui Calum când se ducea curentul. Povestea lui Hansel și Gretel. Birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Calum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places, where the tree branches reach like claws. Calum, tell mommy where you are. Unde s-a fi dus copilul ăsta? Another accident. This place. Un accident? Oh, what the fuck?
Și un ursuleț înăuntru. Nu cred că conducea ursulețul ăla. Și ce caută o mașină pe aici? Fiule, nu te mai juca. Nu te mai juca că e periculos pe aici. What the fuck? Eu la fugă pe aici dacă e. A, uite de-astea. Avem și la noi de-astea. Bine, nu știu dacă e exact așa. De fapt, chiar sunt. Parcă la mare văzusem. Erau exact cracatițe de-astea era. This old thing used to make the blood run to my head. Examine report. The guy just snapped. Those poor kids. S-a stricat. A zis că s-a dat și ea odată și s-a stricat sau ceva de genul și m-au murit copiii. Eu cred că maica s-a lucrat la parcul ăsta. Adică era angajat aici și s-a întâmplat ceva. I can't get on while it's moving. Să ne dăm și noi? Increase speed. Oh, Doamne! Decrease speed. Să se slăpresc deloc, de tot. Că bănuiesc, adică pot să mă duc mai departe, dar... Aș vrea să mă dau și eu în asta. Nu știu dacă are vreun efect. Holy shit, stai că pornește cu viteză. Oh my god, nu cred că trebuie să ai viteza asta. Oare? Din ce în ce mai repede. Whoa, what the fuck? Ce-i chestia aia? Ok, își imagine... Eu cred că își imaginează asta, dar nu înțeleg de ce. Încerc să-mi dau seama de povestea adevărată a jocului. Cu siguranță e interesantă. Dacă v-ați dat voi seama, puteți să-mi lăsați în comentarii ce credeți că... care e povestea adevărată. O, e cineva... E ăla acolo, îl vedeți? Ăla controla. Și acum mai e acolo dacă ne întoarcem? Mă, tu ești aici? Nope. Ok, tot încercăm să ne dăm seama despre ce e vorba. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled red bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the world that I shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Mă lasă și stăți, pentru că vorbește asta acum. Oh, oh, what the fuck? Asta e, a fost urât din partea ta, jocule, ce ai făcut acum. E cineva acolo, voi vedeți? Pe bune, uite. E o fată. Ok, abia de acum începe să fie super creepy jocul. A început un pic mai greu, dar... De acum e super fucking creepy. Și chestia aia e creepy. Nu-mi place deloc zona. Nu știu de ce ți-ai aduce copilul aici să se dea în astea, pentru că e înfricoșător rău. Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Mașinuțe de astea avem și noi de astea. Examine device. What? E Callum ăla? Nu, nu, e ea.
De ce și-a imaginat că moare electrocutată, nu știu. Văd o singură mașină aici care are luminile aprinse. E aia de acolo. Să încercăm să ne apropiem de ea. Și zice, prin faptul că îmi distorsionează imaginea, așa, și zice că acolo trebuie să ajung. Ești într-un roller coaster acolo. Accident report. Eu cred că s-a întâmplat ceva, au murit copiii aici. Și ea acum își imaginează o fi moartă și ea oare? Holy fuck, mi-a luat așa imaginea. Oh shit. Aha. Eu asta cred că e povestea de fapt, povestea ascunsă. Faptul că au murit copiii aici, ori o fi murit și ea cu ei. Și acum e în comă sau ceva. Habar n-am. Tot ce știu e că e super creepy. V-am zis, nu știu dacă o să mai fac încă un episod, rămâne să vedem dacă v-a plăcut. Joculețul e foarte scurt. Once when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... Just get some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, sheriff. Hmm. Ce avem noi aici? Cu atracții de asta, dar cred că putem să ne dăm și în asta. Și cu fiecare chestie în care te dai, primești mai multe informații despre poveste. Și asta e faza cu jocul ăsta, e povestea e ascunsă, nu prea îți dai seama din prima despre ce e vorba. Decrease speed. Să oprim asta și ne urcăm și noi în la. Ei, acum nu se mai mișcă, putem să ne dăm. Oh, uite, iar e ăla acolo, creepy. Nu m-am dat niciodată într-o de asta. V-ați dat vreodată într-o roată de asta mare? Cred că e destul de tare să vezi lumea de sus de acolo. Și asta nu-s așa de rapide. Te urc așa ușor, ușor, dar privilegiile e destul de faină. Bine, nu cred că e idee bună să ai o de asta și să n-ai ușă închisă aici. Adică aici ar trebui să fie ușa închisă. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe it. Susie, tot. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. Cum s-a întâlnit ea cu tatăl copilului, zice acum, cred. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. Da, asta zicem. I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. A murit tatăl copilului. Supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. A, aici a murit tatăl copilului la roata asta. Era lucrător aici. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. A murit înainte să se nască Callum. Interesant. Și a trebuit să-l crească pe copil singur. Cred că are ceva de a face cu copilul, pentru că toate văd că se învârt în jurul lui. Dar nu pot să-mi dau seama momentan. A văzut că n-a avut cine știe ce momente. A avut unele momente care m-au speriat, dar momentan nu foarte multe. Dar încă nu mi-am dat seama despre ce-i povestea adevărată.
Și bineînțeles că l-a dispărut, care controla... Ok, hai să mergem mai departe. Pe aici oare merge? Nope, trebuie să găsim o ieșire cumva. Scârție chestia asta rău de tot. Păi, cred că pe aici trebuie să mergem, că văd lumină. Mai sunt jocuri de genul ăsta, jocuri atmosferice de explorare și cu poveste. Asta e și horror în același timp. Nu, pe aici am venit. Dar... Mai sunt și altele și ăsta e genul lor, adică... În care te plimbi, te sperie, afli și o poveste în același timp și cam ăla e jocul. L-am făcut astăzi pe canal pentru că e abia apărut pe Steam. Asta înseamnă că neapărat voi face o serie sau ceva. Asta depinde doar de voi, dacă vreți să aflați povestea. Dar e interesant până acum. Rollercoaster ticket. Oh my god. Ah, acum vedem cum s-a prăbușit asta. Da, s-a întâmplat ceva în parcul ăsta. Curios ce-o fi fost. Bine, în comparație cu parculețele de la noi, uite, cel puțin o să compar parcul ăsta cu, să zicem, parcul din stațiunea Mamaia. Acolo toate chestiile sunt una lângă alta. Aici sunt foarte depărtate una de cealaltă. You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... Aveam un trenuleț ăsta. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right. E, are dreptate într-un fel. Cam datorăm totul părinților, adică că n-au făcut și asta, dar... I always wanted to write this one. Never got around to do it before. Hai să ne dăm și în asta, să vedem despre ce vorba. Ride roller coaster. În trenuleț ăsta m-am dat. E super fain, dar... Poate fi periculos. Oh my god. El în spatele meu. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Oh my god, mi-a pus mâinile în jur. Ce e aia? So hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs, but the park is just so hungry. Parcul e înfometat. Which has it now? Has both of you? Vrăjitoarea. Îl are. Ce vrăjitoare? Fool, you always were. Oh my god. Oh, fuck! Oh! Ce a fost asta? Oh, my god! Oh, no, what? Oh! Ce se întâmplă? Oh, no! Chiar simt ca și cum aș da în trenulețul ăsta din cauza că îmi schimbă imaginea și mi-e frică. Oh! Oh, what the fuck? Oh no. Oh! What the fuck? Ce s-a întâmplat? Vreau să mă dau jos. Vreau să mă dau jos acum. Oh
Bun, bine că s-a oprit. Hai să plecăm de aici, nu știu pe unde. Să coborăm cât putem de repede, că nu e o zonă care vrei să stai. Ok, take flashlight. Vrăjitoarea ne așteaptă, chică. Care vrăjitoare? Deci că trebuie să mergem la o vrăjitoare acum. Are vânătăi. Cineva îl rănește pe Callum. Sau cineva l-a rănit și nu a vrut să-i zică mamei lui. Se schimbă și el. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. Mușca degetele mamei lui. He wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him. S-a întâmplat ceva cu copilul ăsta. They are whispering to him in his sleep, changing him. Începuse să audă voci. I can't save him. There will be pain. But I love him and in the end he will understand why. Fuck. This newspaper. Nu vreau că mi apare ceva în față, sigur. No. Never found out who did it. What the fuck? Se aude ceva creepy pe aici. Nu știu ce. Dar ceva super mega creepy. Ce este? Ok, vom afla în episodul următor dacă vom mai face momentan un singur episod, după cum v-am zis, și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!